Meștere, am tăcut un minut jumate. Ce faci tu acolo? Ce montură pregătești? Vreau să fac niște monturi snowman. Cu bile de 16 și pop-up de 10. Numai că e greu cu gaura. Prea de dimineață. Da, și asta se poate. Trebuie să dăm vina pe ceva. Tot timp. Ce e asta? Un stopper. De silicon. Care se ține cele două bile unite. Vezi aici. Uite, l-ai pus. Acum nu mai treau. Am aici așa făcut niște manșoane de plastic care să-i dau unghiul cum vreau eu la cărlig. Când ești mai pretențios. Un ac de la? Un ac de 6 de la Car Spirit. Modelul Razor. Okay. V curve, care mi se pare un ac foarte bun cu o deschizătură mare. N-am pierdut niciun pește cu acele ăștia deocamdată. Nici nu-mi doresc să pierd. Acul meu preferat. Bine, nu-i apărut de mult pe piață, nu? Sau? Este de ceva timp. De câțiva ani buni. Ah, ok. Cum vă spuneam, acest manșon de cauciuc mă ajută ca să nu mai îngreunesc cu alte minuni și să-mi ofere un unghi cum vreau.
Cam de câte ori dai tu viol după ac? Am așa o... un punct la ac acolo, până cam în dreptul vârfului. A, deci nu e o regulă de 8 ori, 7 ori, 9 ori, 10 ori. Astea e poveste. Fiecare face... Important e să dai din spate în față. Cam așa ar arăta. Am înțeles. Și eu nu-l fac mai lung de 15. Ai aici măsurătoarea? Da. Am și mai lungi, dar ținând cont că îmi place foarte tare să pescuiesc cu pastă, îl fac până în 15. Fac și de 15 și de 10. Și văd care îmi dă rezultat și acolo mai merg mai departe. Nu este, dar când folosești cu pastă e normal să ai chiar de 10. Altădată folosesc când folosesc cu pop-up-uri, de exemplu, îl fac și de 7, de 8, foarte, foarte scurt. Și nu uitați un lucru foarte important. La fiecare legătură umeziți. Dai. Mă, îți place ție să lingi montura. La pescar îi place să lingă montura, iar la crap îi place să o sugă. Știm cu toții, crapul nu mușcă, absorbe, aspiră mai degrabă. Și cam așa ar arăta o montură la care mai vine adăugat pe Meltex, mai vine adăugate două bile, ca și aici, de exemplu. Le voi adăuga și pe astea. Și atunci mă voi putea apuca de o altă montură. Dar de la umezeală se va distruge și mai bine mai târziu. Bun, dragilor, de aceasta a fost o montură galben Snowman, realizată de Grațian, un pescar amator. Amator. O montură simplă. Montura simplă. Nu complicați monturile, că... Nu uitați să dați un like, subscribe, comentarii și așa mai departe. Știți voi despre ce este vorba. Iar când căutați calitate și magie în gust, uitați, Only Carp este mereu alături. V-am pupat, fire întinse!